Bine spus bună ziua, încă s-a așternut acest timp frumos. Fraților, sunt la volanul unui DAF CF 330, 26 de tone, frigorific. Sunt în Darby, da? Am fost și în unul din vlogurile trecute tot pe aici. A trebuit să conduc o dubă de 9 locuri, da? Un mini transportor. Iar acum a trebuit să iau acest 26 de tone de aici, de la sucursala din Darby, și va trebui să-l duc chiar la același client care l-am avut data trecută. Numai că de data aceasta voi lua alt drum. Vedeți voi, săptămâna trecută, bine spus vinerea, când am făcut acest traseu, acel coleg mi-a spus să iau alt drum. M-am dus roată A50, M6, M56, M60, cu tare, și am prins și trafic și am avut și telefonul pe silențios, da? Și ceea ce s-a întâmplat e că băieții de la birou tot a încercat să mă sune, pentru că acel coleg cu care am fost a vrut să termine de vreme ca să poată să își ia fata de la școală și s-a întâmplat să fie telefonul pe silent și efectiv n-am auzit când a sunat. Dacă a fost pe silent, vă dați seama. Și mi-a făcut capul calendar, că de ce nu ții telefonul normal, că de ce cu tare, că de ce ai făcut atâta timp. Și spun, frate, scot bon din tacograf, scot un printout, ți-l dau să te uiți, că am condus 3 ore fără să-mi iau nicio pauză. Efectiv, am condus non-stop, știi? Și nu m-am oprit să iau o pauză sau să fragmenta degeaba, știi? Și da, ok, nu știu ce, în fine, n-am mai trebuit să scot bun să-i arăt că a înțeles. Și tot ok. Mă rog, a făcut un pic de gură, i-a trecut și acum trebuie să iau niște drumuri de-astea adiacente până mă bagă pe M1, da? Acum o să mă duc M1, M62, care o să mă lase undeva în apropiere de loc unde trebuie să las acest camion. Și problema principală în momentul de față, după ce l-am verificat și a fost totul ok, sunt unele locuri unde nu am voie să filmez, tocmai de aceea aș fi făcut verificările de față cu voi, știi? Ca să vedeți exact ce verificări fac la acest camion. Singura chestie care nu mi-a plăcut e că, uite, e aproape pe rezervă camionul. Și, uite, mi-arată că e un PECO în față. Să vedem ce PECO, pentru că am înălțime 13.5. Și nu toate stațiile de alimentare sunt atât de înalte, astfel încât să aibă acces și camioanele. Și trebuie să-i bag niște motorină să-l duc la client. Treaba e că nici nu știu câtă motorină să bag. Mi-a dat colegul cu care am fost, un coleg deosebit, e altcineva decât cel care l-am avut data trecută. Mi-a dat fuel card, mi-a dat cardul de combustibil și să bag ceva zeamănă, ce asta, Gulf. Dar nu văd înălțime. Ce înălțime spune acolo? Asta te lasă. Te las eu dacă te lasă el, că după aia nu vreau să fiu arătat cu degetul. Mă, din câte văd eu,
Dar nu bag eu de la ăștia, am văzut că mai e altă benzinărie. N-am băgat niciodată de la Gulf, sau Gulf, cum se pronunță. Găsesc altă stație. Las că mai rezistă motorina un pic așa cu 10-20 de kilometri. Și așa la prima vedere acest camion mi se pare mult mai bun. Deși are 232.000 de kilometri, se prezintă ok, este curat, aranjat. Și cutia de viteze pare să fie un pic mai ok decât cea de data trecută. Și sper să nu am probleme cum am avut cu acel camion, că m-a scos din pepe. Tot așa am prins o zi ploioasă, este o zi de marți. Da. Și tot așa o zi de asta cu surprize. Vreau să vă spun că până aici, până în Darby, am luat numai drumuri de țară. Am folosit o altă navigație a colegului. Am încercat să evit traficul pentru că am dat drumul la radio și tot spune acolo că e trafic, că e cu tare, că e cu tare. Și am încercat să evit pe cât posibil drumurile principale, drumurile cu autostrăzi, cu d-astea. Oricum, colegul a avut de livrat o dubă la un client, iar eu a trebuit să mă duc să-l iau de acolo, să-l aduc aici în partea aceasta, să-i dau lui acea dubă cu 9 locuri și eu să iau 26 de tone. Pentru că el are 7 tone jumate categoria, dar nu are clas 2, cum am eu. Și decât eu pot să conduc dintre noi doi. Știi? Aici e ok. Așa. Deci acum mai fac un test. Am intrat cu a 7-a în curbă să văd cum se desfășoară. Dar am luat curba mai în larg. Să-i fac un test, să văd cum se manifestă. Aici avem, bineînțeles, o limită de 40 și văd că mai mi-apare aici o benzinărie. Dar nu știu dacă voi avea acces din drum principal. Și tocmai de aceea. Sau probabil să fie, ia, Pride Park. Sainsbury's. Na, caut alta. Mai oprim din ștergătoare. Sper să nu mai plouă. City Center Medlock. Iar mă bagă pe aici. Mi-am dat la navigație să mă bage pe M1. Aici trebuie să lăsăm cu 40. Și mă duce pe M1 sau nu mă duce pe M1? Trebuie să fie ceva servicii pe drum în orice caz. Se pare că, da, mă bagă pe M1. Cred că mai este un PECO mai în față, că înainte să plec la drum am uitat și mi-a apăreau vreo 3-4 indicatoare de benzinării. Și voi găsi ceva special pentru camion, să pot să stau liniștit, să nu rămân blocat în vreo benzinărie, știi? Și să le opresc de tot. Aici văd că mai mi-apare un... Trebuie să fie, în orice caz, benzinăriile pentru camioane mai mult sunt în afara orașului sau zonei urbane. Și cam ăsta ar fi singurul inconvenient în momentul de față. Va trebui să iau a treia ieșire, deci va trebui să mă încadrez pe banda aceasta. Și... Vă dați seama, dacă e M1, am dat mai devreme pe Google Maps, mi-a părea că nu e trafic cu sensul acesta de mers unde mă duc eu și
mi-arăta cu mașină mică, cu autoturism, 2 ore. Hai să zic cu camionul că mi-ar lua vreo 2 ore jumate până alimentez, diferența între 56 de mile la oră și 70, mă rog. Sunt pentru camioane, ia să vedem. Pare așa un parc industrial aici, pare o zonă unde ar fi și camioane, deci să vedem dacă această benzinărie va permite acest lucru. Eu nu știu câtă motorină să-i bag. Zic că îmi consumă un sfert până la locație. Sunt vreo 80 de mile. Pare pe hartă că e undeva, a, uite acolo BP. Da. Mă pare să fie ok asta pentru camioane. Mi-apare 4 metri, nu știu cât. Asta nu știu cât. 409. Asta e 402. Mamă, e cam la limit. Mă bag pe partea asta ca să am loc să ies. Limită, băi, băiatul. O iau așa încet, să nu fie vreun hău de asta, să dau fix în stația de alimentare. Ia să-mi fac și un pic de loc așa să ies. Așa e că rezervorul trebuie să fie pe acolo. Ok. Ok. Bam, lumini, scoatem navigația să nu ne consume nimic. E pe liber, frâna de mână trasă. Hai să mergem să alimentăm. Nu știu câți litri să-i pun, sincer. Așa. Op. Întotdeauna închidem camionul că poți să ai surpriză de hoți. Unleaded Ultimate Diesel. Unleaded Diesel Ultimate Technology. Deci e Ultimate, n-are diesel simplu. Băi frate, trebuia să mă duc mai în față, să vedem dacă ajunge pe aia. Calculare greșită a traseului. Așa, să facem. Mă, ce alunec. Haide mă, ieși. Ba, scoate-n cheia de aici, să nu fugă careva cu... Un pic mai precauți. Vedem dacă ajunge pompa. Bam. Diesel. Vedem dacă ajunge pompa. A, n-ajunge, băga mea și... Trebuie să dau mai în față. N-ajunge pompa. Trebuie să-i dau mai în față un pic. De cum ăsta să nu zboare de aici? Greșeala mea. Mergem, dăm mai în față un pic. Să treacă, este pe liber, hai să alimentăm. Diesel.
câți litri bagă. Dacă are rezervorul de vreo 120-150, cred că o să-i bag, bine, 25 un sfert, 40, îi bag, știi cât îi bag, frate? Îi bag 35 de litri. Ok? Șapte. Îi bag 40 de litri, frate, ca să nu mai stau, dacă e pe drum, să prind trafic, să ceva, să-mi consume, să mă duc cu mână în cur la client. Asta e. Bam, 40. 40. Punem pompa înapoi. Asta. Ba. Bușonul l-am închis. Cheia nu fuge nicăieri. Acum să mergem să plătim. Ce pompa e asta? Pompa 3. Ok. Hi, alright? E ok with the camera, it's just for vlogging. Okay. Yeah. Pom number 3, yeah, please. Okay, yeah? Are you ready? Yeah, thank you. No mileage on it. Yeah, just okay. Please enter mileage in comfort. I will just put 2, 3, 5, 6, 7. You having a nice day? Yeah. Not too bad. Yeah. You? Yeah. Me too. Good. Can you sign, please? Yeah. Relax and your car. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Your receipt. Thank have you. A good day. Have a lovely day. See you. Take care. Ce doamnă frumoasă. După cum vorbea, nu cred că e englezoaică. Așa. Aici nu mai știu exact milele, dar știu că era 230 ceva. 232.000, 235.000, ceva de gen. În orice caz, modific eu pe bun. Chiar o să zic pe filmare și apoi mă uit. 232.560. Hai că scriu acum dacă tot e. Bag ăsta. Bam. 232560. 232. Unde a pus milele? 232560. Dacă ei spun că a greșit fata aici la casă și e tot ok, până la urmă este de înțeles. Ok, mergem la drum, lumini, bam, bam, bam. Bam, gamă mică, am plecat, dăm semnal că plecăm. Aici un pic cam scurt, ce e drept. Ați văzut, am întrebat fata dacă e ok cu filmatul, să nu se supere. Aici ne ducem. E cam acolo. E ok. Așa, am întrebat fata, e ok cu filmatul, a zis că e ok. Mamă, dar ce frumoasă era, pe bune. Pe bune, dar nu și brunetă și după față, nu știu dacă era româncă, tare mică e româncă. Băi, ești nebun la cap, deci am pus 40 de litri și de-abia s-a ridicat acul la un pic peste un sfert. Aia nu e nicio problemă, până la urmă compania mi-a zis, zice, băi, atâta timp cât le dai mai puțin combustibil, e bine pentru companie. E bine, hai să fie bine pentru companie totuși, nu? Așa. Băi, zic că mi-ajunge un sfert de rezervor să ajung să fac 80 de mile. Nu? Voi ce ziceți? Dacă fata zicea
nu, nu e ok cu filmatul, e ok, ziceam, da, nicio problemă, opresc acum, șterg filmarea și toate cele bune. Așa, aici mă pune să iau A61, care probabil va da undeva în M1. Încă n-am făcut o prezentare a camionului, poate dacă găsesc un loc până în garaj, oricum am de condus vreo 2 ore și ceva, poate simt nevoia să fumez o țigară. Vedeți voi că și colegul care sunt astăzi, tot așa e ca mine, nu se grăbește. Ce ai, mă? Ce ai, mă, băiatule? Bă, ești nebun la cap. A, are mașarierul tot cam pe aceeași chestie, de-aia. Cred că în loc să intre în a 5-a, gamă mare, știi, intra mașarier. Dar cum e posibil să intre mașarier dacă e bușonul tras sus? N-am înțeles niciodată chestia asta. Și ia să mai ne benoclăm un pic, că să navigați oricum, n-are sunet, să nu mă bage naibii până în alte păduri. Ia, mă bagă pe ăla, mă bagă. Ne uităm în oglinzi, ok. Luăm una după navigație, că și așa nici nu prea, nici n-am voie să merg și să ating nimic, știi cum e vorba aia. Dar, na, nu poți să oprești așa oriunde să atingi ăla. Știți de ce? Am mai făcut acest lucru pentru că navigația mea nu mai e pe volum. Asta s-a băgat, ia uite ce roapa aia, nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic, apoi iar nu-i bine. Știi? Deci mereu când îi bag a 5, atinge și treapta aia unde intră ambreiajul, știi? Unde intră mașarierul, scuze. Da, și ce vreau eu să vă spun? Băi, fraților, deci să cunoaște ce putere, ce vlag are în camionul ăsta, pe bune. Deci mi se pare diferență de la cer la pământ și la numărul de kilometri și la cât de mult a fost folosit și anul de fabricație și astea, parcă nu e așa, știi? Mare, 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 mare diferență. Bam, bam, bam. Aici iar m-am băgat pe banda aceasta ca să îi dăm frumos cu a patra aici. Trebuie să iau un lung și diagonală. Lung și diagonală. Deci prima ieșire, a doua încolo trebuie să mă duc. Trecu pe galben. Deci o problemă, iar aici va trebui să dau semnal ca... E cam aiurea giratoriu ăsta desenat, pe bune. Deci ca să ia treia ieșire, trebuie să te încadrezi să... Pa, e un pic cam ciudat, sincer, mi se pare. Am fost în atâtea giratorii în Anglia asta și nu mi s-a părut atât de complicat. Aici tot așa, ăsta îl depășesc, că e încărcat. Are plasa pusă. M-a întrebat cineva prin comentarii. Da, să-i răspund, poate să uit. Hello, my friend, the one that you left a comment about the loading and unloading, about what should you use depending on what type of load you carrying. So if you carry bin wagons like that one or tipper lorries or something like the one that I just overtake, you have to use sheets and nets on it, on top of it. Așa. Pentru că omul, nu știu ce, indian, pakistanez, ceva de genul, și vorbește în engleză, așa că majoritatea conținutului meu este în limba română. Aș putea să fac vlog în limba engleză și chiar mă gândesc la treaba asta, însă nu ar fi corect pentru voi, majoritatea abonaților mei, ca eu să schimb conținutul. Poate nu toți dintre voi știți limba engleză, poate nu toți dintre voi veți înțelege și nu ar fi corect față de voi ca eu să fac ceva. Ați văzut, când am făcut un material în limba engleză sau așa, am pus și în titlu în limba engleză, am specificat acolo, adică ați văzut că e altă limbă, știi? Ca să nu apară discuții, da? Să fie toată lumea mulțumită, să spunem așa. Cu toate că niciodată nu poți să mulțumești pe toată lumea. Da, fraților, ieri am avut o zi lejeră, am terminat pe la vreo 3 jumate, așa, a început să trâncăne. Mamă, ce... O fi de la drum. Și am avut o zi lejeră, am terminat de vreme, am venit acasă, am reușit să editez așa printre picături și vlogul care l-am postat, cu toate că are 2 ore.
Eu sper că am vorbit acolo foarte multe lucruri legate despre viață, despre viața șoferului în general, știți, exact așa cum este, fără aberații, fără elemente care să fie neînțelese. Cred că am vorbit pe limba tuturor și vă mulțumesc pentru vizionarea acelui material, vă mulțumesc și pentru vizionarea acestui material. Să mai fac o chestie. Salut toți noi abonați, îi salut și pe cei vechi, îi salut și pe cei care au ales să rămână alături de mine. Salutăm pe toată lumea. Am să vă rog să fiți mai activ pe canalul meu, să mai lăsați și mie cât un comentariu, ceva. Chiar dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut ceva, lăsați un comentariu, spuneți-vă opinia, încercați să comunicați. Eu sunt genul de om, dacă fac ceva greșit sau se întâmplă să fac un lucru aiurea, eu încerc să mă corectez, știi? Adică nu insist într-o chestie care să-mi dăuneze, înțelegeți? Și de aceea am rugămintea și plăcerea să vă spun că ar fi frumos să-mi lăsați acolo un comentariu. Mă, dacă n-aveți nimic să-mi spuneți, măcar salut, măcar ceva, știi? Să văd și eu care sunteți activi, care sunteți cei mai activi și vă uitați și vă place conținutul. Eu o să încerc să mai fac câteva sondaje de opinii pe comunitatea din YouTube. Ați văzut acolo când intrați pe profilul meu de YouTube, vă apare community sau comunitatea sau comunitate. Eu acolo mai postez câteodată poze, mai postez anumite sondaje de opinii. În trecut am pus postări care nu aveau legătură cu conținutul meu, avea legătură cu alte persoane, încercând de a vă spune despre ele, de a le promova sau de a le evidenția. Însă, după mai multe lucruri, am hotărât că este mai bine să pun doar despre mine și despre abonații mei, da? Despre oamenii care mă urmăresc cu plăcere, chiar dacă sunt poze, întâmplări din viață care le împărtășesc cu voi, de asemenea sondaje de opinie, care sunt foarte importante și pentru voi și pentru mine, pentru că în urma unor sondaje de opinie, chiar dacă sunt voturi puține sau multe, eu voi lua o decizie la faptul cum se filmează, ceea ce se filmează, unde se filmează, înțelegeți ce vă spun. Și momentan suntem pe drumul A38. Aici o să vă repet o chestie care v-am spus-o și acum câteva vloguri, da? Dacă avem, acesta este un dual carriageway. Ce înseamnă asta? Drum cu două benzi pe sens, cu două sau mai multe benzi pe sens, este dual carriageway. Dacă este decât o singură bandă pe sens, se numește single carriageway. Normal, dacă drumul nu este ca acesta cu A în față și este single carriageway, limita maximă de viteză va fi de 50 de mile pe oră. Dacă aveți double carriageway, nu, dacă aveți single carriageway, normal, limita de viteză va fi 40 de mile pe oră, îmi cer scuze. Iar dacă este dual carriageway cu două sau mai multe, veți avea 50 de mile pe oră limită de viteză. Dar atunci când întâlniți drumuri cu A în față, puteți să-i dați 60, da? Și mai sunt unele drumuri, da, chiar și single carriageway, care puteți să-i dați 60-70, depinde cum sunt acele drumuri inscripționate, limitate, plănuite, să se întâmple așa cum vor ei să-și construiască țara lor, știi? Și de multe ori veți întâlni acel semn, da? La noi este sfârșitul tuturor restricțiilor, la ei se numește National Speed Limit Apply. Și veți avea semnul camerei și acel semn dedesubtului, da? Și dacă vă veți afla pe un drum unde nu există niciun indicator de viteză, nimic, și e cu o bandă pe sens, atunci va fi 40, da? Decât dacă există vreun indicator care va scrie 50, atunci poți să-i dai 50 sau mai puțin. Nu-i dați peste că întâlniți vreun garcea care vă face poză atunci când nu vă așteptați, știi? Aici băieții au dat cu sare. Ați văzut când vedeți pe acele pasarele cu acel ecran unde scrie salt spreading sau salt spreading, da? Acea avertizare este referitoare la sărărița, acel camion cu sare care împrăște sarea pe drum, ca
să evite poleiul, gheața, alunecarea. Înțelegeți voi ca distanța voastră de frânare să nu crească, ci să scadă, da? Ca în momentul în care cineva vă pune frână în față sau e coloană în față, cineva nu dă avarie, nu avertizează, tocmai din acea cauză, ca să se evite unele accidente, ca să se evite unele neplăceri. Știi? Și evidențiind acest lucru și cel cu indicatoarele, eu întotdeauna, în orice material îl voi publica, cred că unii dintre voi aveți de învățat, alții dintre voi probabil îmi veți da dreptate că am procedat corect, iar alții își vor menține în continuare ideea despre hate, despre discriminare, despre înjosire, umilire și așa mai departe. Pentru că nu toți oamenii ne-am născut să facem bine, știi? Există și oameni care nu vor binele sau nu apreciază munca pe care o facem, fie că este vorba despre oameni care se ocupă cu colectarea gunoaielor, deșeurilor, fie că este vorba de oameni care fac transport al unor materiale de construcții și se mai întâmplă să întâlnești un camion murdar, se mai întâmplă să întâlnești un camion care, vă dați seama, transportând materiale de construcții, întâlnești rugină, întâlnești tot felul de lemne, întâlnești tot felul de cuie, de... Vă dați seama, nu este un mediu tocmai propice, un mediu tocmai plăcut să lucrezi. Dar ăsta e domeniul, vă dați seama că dacă fiecare dintre noi am fi directori, avocați, am fi patroni, am fi, manageri de bănci, numai poziții de-astea înalte, societatea nu ar putea funcționa. Și tocmai de aceea voi trebuie să înțelegeți o chestie, că dacă nu am fi noi care facem muncile astea pe care voi le vedeți de nimic sau le vedeți ca și cum nu am ajutat comunitatea niciun fel posibil, da? Lucru care este neadevărat. Dacă voi vedeți aceste lucruri, voi cum ați putea să vă construiți o casă? Cum ați putea să trăiți cu gunoi în casă și în curte și pe peste tot? Cum ați putea să trăiți fără să mâncați, să vă duceți la supermarket, să luați produsele care sunt transportate, bineînțeles, pe cale rutieră, cu camioane, fie că este vorba de un camion clas 2 sau clas 1? Voi cum credeți că această societate, special în Europa de vest, voi cum credeți că s-ar putea desfășura în cea mai mare amploare dacă nu ar exista aceste joburi, aceste locuri de muncă, știți? Și gândiți-vă că ceea ce postați și afirmați nu se uită doar oameni care caută râcă, scandal, caterincă, râsete, teatru și așa mai departe. Gândiți-vă că la aceste materiale se pot uita și oameni care au o vârstă sub 18 ani, care au o pasiune pentru camioane, care vor să devină șoferi, care vor să înceapă de undeva. Fie că este vorba de clas 2, fie că este vorba de 7 tone jumate, fie că este vorba de un job unde livrezi colete, pachete și așa mai departe, fie că este vorba de un loc de muncă unde trebuie să colectezi gunoiul, fie că ești șofer, fie că ești ajutor, contribui. Fie că ești șofer, te dai jos și ajuți. Este vorba de un ajutor. Uite, Botoșani. N-am mai clapsonat că deja trecuse băiatul, nici nu l-am văzut. Voi, nu știu, dacă vreți să ajutați oamenii să îndrepte către o profesie, nu știu, ar trebui să vorbiți mai mult despre camioane. Eu v-am spus, nu-mi place să mă bag, nu-mi place să intervin, nu-mi place când colegii mei sunt luați la mișto și făcuți ou și oțet. Este urât. Băi frate, dacă nu vă place ce face un om, puteți să nu vă uitați la materialul respectiv. Exact la mine. Dacă nu vă place că eu sunt gunoier sau am lucrat pe alte camioane sau ce ați mai spus despre mine, băi, dacă nu vă place ceea ce postez, sunteți liberi să nu vă mai uitați.
Făceți-vă conținutul vostru, uitați-vă la conținutul vostru. Nu știu dacă v-ați apucat de track vlog și dacă v-ați apucat de plăcerea și de pasiunea în legătură cu camioanele, în legătură cu viața șoferului, în legătură cu viața străinătății, calea străinătății. Băi, eu zic așa, că ar fi frumos ca toți dintre noi să facă materiale legate de așa ceva. Înțelegi? Uite, eu spun o parte din conversațiile cu care le-am avut cu unii dintre abonați și se întâlnește un punct comun în toate discuțiile astea, știi? Frate, oamenii s-au săturat să vadă numai prostii postate. Înțelegeți voi? Abonații care sunt interesați să vadă despre track vlog, despre camioane, despre mașini, despre mișcare, despre lucruri care ar trebui puse exact într-un anumit fel, știți? Și oamenii s-au săturat, mi-au spus, zice, băi, Robert, sper să nu mai stai să mai faci materiale de X și de Y, că nu contează cum ați făcut, ce ați postat, alea e urât, frate. Că voi ce aveți între voi, aveți voi. Deci nu ar trebui să existe pe mediul online discuții, certuri și chestii. Pentru că te pui și în pielea abonatului, frate. Te pui și în pielea vizitatorului. Nu poți să stai la nesfârșit să postezi niște prostii, niște chestii pe care, mă, sincer, nu o să ai nici succes în YouTube, așa cum tu îți propui sau voi vă propuneți care sunteți, da? Nu o să aveți succes tocmai din faptul că acele postări nu vor avea nici cine știe ce vizualizări, da? Nu vor fi agreate nici de public, da? Vor fi agreate de câțiva oameni care sunt de acord cu anumite păreri și chestii pe care nu poți să ai anumite păreri despre un om dacă tu nu-l cunoști personal. Înțelegi? Aici fiecare și are partea lui de vină. Nu vreau să spun că cineva e ușa de biserică și altcineva nu e ușa de biserică. Fiecare și are partea lui de vină, da? Ideea este că eu v-am spus, din partea mea nu o să mai vedeți materiale postate despre nimeni, o să vedeți strict legat despre camioane, despre camion, despre viața șoferului, viața imigrantului, sală, box, antrenamente, nicio problemă, frate, știi? Nicio problemă cu chestia asta. Deci eu ce am spus și ce am făcut, eu v-am spus, m-am abținut, dar când vezi că un om insistă foarte mult într-o chestie, trebuie să îl faci cumva să înțeleagă, dar se pare că nu se înțelege acest lucru, fraților. Băi, fiecare își face postările despre camioane așa cum vrea să și le facă, frate, până la urmă, da? Dacă tu primești o părere, un comentariu, o sugestie, asta nu înseamnă că trebuie să te superi. Că fiecare dintre noi suntem oameni, da? Și fiecare dintre noi avem părți bune și părți rele, da? Fiecare greșim. De acord cu acest lucru, și eu greșesc, și X greșește, și Y greșește, și Z greșește, și ce inițiale mai vreți voi. Înțelegi? Ca să nu apară iar confuzie că vorbesc despre cineva sau fac ceva, știi? Nu știu. Dacă voi vedeți că se crește într-un anumit număr de abonați și astea, asta nu trebuie să vă facă să vă gândiți că ceea ce postați și baliverele și alea o să vă facă bine, frate. Pentru că este doar un număr. Oamenii aceia de fapt nu există, știi? Dacă vreți să faceți atac la persoană, păi faceți-vă canalul numai cu atac la persoană. Dar vedeți că o să aveți repercusiuni pe treaba asta, știi? Mai mult ca sigur. Dacă vă faceți canal de track vlog, vorbiți despre track vlog, da? Puteți să vă faceți un podcast, puteți să vă faceți o discuție cu oamenii frumos, cizelat, civilizat, fără înjurături, fără umilințe verbale,
fără discriminare, fără discreditare. Mă, până la urmă, dacă ai ceva cu cineva, mă, vorbești și la telefon dacă e cazul. Dar nu mai stai să postezi tot felul de gunoi, știi? Este urât. Nu mai vreau să insist prea mult. Și după ce am spus acum, chiar o să mai existe 50.000 de materiale făcute și despre mine, și despre X, și despre Y, pentru că am văzut exact mentalitatea care e, frate, știi? Dacă vrei într-adevăr să dai înapoi cu ce ai spus tu acolo, știi? Dai înapoi, frate, și nu te mai uiți, rămâi acolo pe drumul tău și îți vezi de ale tale. Civilizat, frumos, știi? Asta e. Nu știu. M-am întâlnit cu persoane care fac track vlog din Anglia, nu sunt români, sunt alte naționalități, da? Și au altă percepție, au altă mentalitate. Băi, frate, vorbesc despre legislație, despre programe, despre pauză, despre anumite chestii. Asta nu e o problemă dacă vorbești despre chestiile astea. Deci eu nu văd de ce ar trebui să existe o problemă dacă vorbești despre aceste chestii. Mă, frate, sunt lucruri pe care sunt interesante, sunt educaționale. Eu nu le consider ca și cum ar fi răuvoitoare. Mă, dacă omul vrea să-și facă pauza unde vrea să-și facă, lasă-l, frate, să-și facă pauza unde vrea el, până la urmă, știi? Deci aici nu vin în apărarea nimănui. Dacă ăla vrea să-și facă pauză pe autostradă, aici vrea el să oprească, să-și facă pauză, să-și facă pauză acolo. Că până la urmă tras la răspundere va fi el. Și nu vei fi tu tras la răspundere, da? Dacă tu faci materiale și explici și alea, unde ajungi cu materialele alea? Discreditezi oameni, deci tu nu publici ceva, dacă publici ceva educațional, rămâi pe ramura aia. Dacă vrei să crești, nu neapărat că am eu nu știu ce abonați și am crescut eu și am făcut eu și am avut eu materialul care a făcut 80.000 de vizualizări și alea. Bă, frate, materialul a făcut. Dacă materialul a fost bun și a fost apreciat de multe persoane, și a fost vizionat și recomandat, dacă a fost recomandat, înseamnă că a fost bun, nu? Înțelegeți voi? Dacă și voi sunteți capabili să aveți materiale să ducă la numărul ăla de vizualizări sau un număr mai mare, mă, faceți chestia asta. Dar eu singur mi-am promovat conținutul meu, dacă am distribuit pe grupuri sau dacă am distribuit la prieteni sau am postat pe Instagram sau pe Facebook sau pe pagina mea de Facebook, eu am fost care mi-am distribuit. Nu mi-a distribuit nimeni conținutul. A fost distribuit după ce a ajuns la un număr mare și a impresionat multă lume și le-a plăcut felul meu de a fi. Da? Pe care este natural, frate. Deci nu este nimic fals. Nu este nimic fals în ceea ce vedeți. Deci totul este absolut natural, exact așa cum este, înțelegeți? Și dacă vreți să creșteți și să vă faceți track vlog și vreți să faceți o profesie din chestia asta și să fiți și răsplătiți financiar, da? Nu vă spun ca și cum eu aș fi ăla cel mai răsplătit financiar și aș lua nu știu câți bani. Deci evitați chestia asta cu cel mai. Da? Asta e o simplă chestie pe care ar trebui să o evitați din viața voastră. Frate, fiți modești. Eu chiar dacă am sau nu am, eu nu mă consider nici sărac, nici bogat. Faptul că mi se atribuie niște lucruri de alea sărăcie, care sunt eu sărăcie și că sunt sărac și că sunt nu știu cum. Băi, e problema mea dacă sunt sărac sau dacă sunt bogat. Dar tu când vii și arăți cu degetul către mine, da, făcând chestiile alea, nu-ți faci nici măcar ție bine, crede-mă. Da? Și fiți modești. Nu vă mai lăfăiți. Nu vă mai dați mari. Chestia cu camera care a fost, poate mulți dintre voi ați înțeles când v-am spus eu de camera aia, că am dat 400 de lire pe ea, cât am dat 380 și cu tot cu alea. Nu, frate, pentru că mi s-a spus, băi, tu ce aștepți donații de la oameni, tu ce, că ai conținutul praf, că nu editezi, că nu alea. Bă, frate, eu am investit în ceea ce vreau să fac, pentru că vreau să fac un lucru pe un termen lung. Eu nu vreau să mă apuc să fac 2-3 materiale și după aia să mă apuc să mai iau de toată lumea. Pentru că nu așa funcționează lucrurile. Dacă vrei să te apuci de YouTube și vrei să faci o profesie și vrei să faci bani din asta, atunci axează-te pe ceva, fără certuri, scandaluri, umilințe, pamfleturi și astea, că astea nu ți-aduc bine, frate.
Dacă unul a avut succes pe treaba asta, a avut pentru că era cunoscut și dinainte să facă YouTube, frate. Și oamenii îl cunoșteau deja, oamenii știau despre el, da? Îl felicit, bravo lui, și a făcut ce a vrut el pe cârca lui, frate. Dar eu niciodată nu cred că s-a rugat de nimeni, sau mă rog, care a fost treaba cu promovatul și așa, dar nu l-am văzut niciodată. Băi, ce glume a fost, ce discuții a fost, mă, a fost între ei și au păstrat acolo discuțiile lor. Mă rog, dar n-a făcut chestii de-astea. Eu nu l-am văzut pe respectivul să vorbească cum a vorbit omul despre mine, cu că sunt nimic, că sunt sărăcie, că sunt gunoi, că sunt cutare. Mă, poate și respectivul ar avea cam aceeași părere. Poate ar avea, nu știu. Nu mă bag, nu vorbesc aiurea, da? Dar nu a făcut-o public, nu a spus-o. Pentru că există o chestie de minim respect. Mă, și respectul ăla, dacă l-ai minim față de mine, bă, să-l ai acolo cât îl ai tu. Da? Dar să ai obraz. Asta e diferența dintre oameni. Poate sunt două păreri la fel, mă, dar există acel obraz care zice, bă, frate, ce să mă bag? Ce să intervin? Înțelegi? Și fiecare își vede de drumul lui, că așa e mai bine. Da? Aici am făcut o asemănare și o deosebire. Nu neapărat că vreau să evidențiez eu pe nu știu cine clipul meu sau așa mai departe. Am făcut-o pur și simplu să înțelegeți mentalitatea. Asta e. Asta e singura chestie. Dacă vrei să faci track vlog, fă track vlog, frate. Dacă vrei să faci pamflete, glume, fă-ți pamflete și glumele tale și stai cu audiența ta. Nu mai strica abonații, nu mai strica oamenii, nu îi mai face să creadă nu știu ce lucru, că îi faci degeaba. Degeaba lucrezi pe puterea convingerii și ce vrei tu să postezi și să faci, pentru că nu o să reușești. Oamenii văd foarte clar ce fel de persoane suntem, înțelegi? Deosebirea se vede de la o poștă, frate. Deci tu nu poți să te asemeni cu mine, nu ai cum. Nu ai cum, în primul rând trebuie să fii modest. În al doilea rând trebuie să fii muncitor. În al treilea rând trebuie să lași faptele să vorbească și mai puțin papagalul, da? Dacă mă vezi pe mine că vorbesc mult și fac materiale lungi și live-uri lungi, nu trebuie să fii invidios sau gelos pe mine. Este alegerea mea să mi le fac așa. Și nu cred că am dăunat cuiva, eu cred că am stat de vorbă cu oamenii, cu diferite păreri, vorbe, opinii, înțelegeți? Și felul meu de a spune în acest material nu este ca și cum eu mă atac la vorbele lui sau ce a spus despre mine. Frate, dacă un om atâta este capabil să facă într-o viață și să se expună în halul ăla, este alegerea lui, frate. Oamenii știu foarte clar că nu ăla e adevărul, așa că nu o să insist prea mult pe subiectul ăsta. Deja am vorbit, deja eu cred că am astupat gropile și șanțurile exact cu ce trebuie astupat și să rămână astupat așa cum e. Fără alte maimuțărel și prostii, pentru că n-are niciun farmec, n-are niciun element constructiv, n-are nicio bază solidă, așa că nu vei realiza absolut nimic. Da? Uite, eu am propus câtorva colegi. Bă, nu mai postați nimic de nimeni, faceți-vă materialele așa cum le faceți, da? Nu că aș fi eu comandantul lor sau le spune ce să fac. E pur și simplu o sugestie. Îi zic, băi, fiecare e gata, hai. Fiecare să-și facă materialul lui cum vrea, despre camioane, să posteze, ca oamenii să aibă ce să învețe, să se uite de plăcere, da? Pentru că cineva trebuie să ai atitudine, frate, pentru că așa te duci la nesfârșit și te duci degeaba. Lasă-i în pace să-și posteze ce materiale vor ei, pentru că vor avea de suferit pe altă cale, da? Lasă-i să-și posteze, lasă-i să-și umple paharul mai mult decât e umplut, da? Lasă-i în pace. Postați despre ce livrați, unde livrați, zilele de muncă, ce trebuie să faceți. Bă, și chiar dacă nu e nimic de povestit, puneți-vă muzică pe clip, lăsați cearta, lasă-i pe aia care tot caută scandal și tot caută să înțepe, să atace, lasă-i în pace. Lasă-i în pace, dă-le pace, că tot vor pace. Tot vor pace. Lasă-i în pace. Și cam atât, știi? Să vedem ce mai au de comentat după aia, știi? Lasă-i în pace. Lasă-i să comenteze, lasă-i să
să se agite, lasă-i să să facă ce vor ei, să facă în propria cauză, știi? Degeaba sunt oameni ca mine sau alți oameni care încearcă să ajute pe cineva, să-i spună acolo unde greșește, să se îndrepte, degeaba, frate. Bă, frate, fiecare greșește și eu greșesc și ăla și ăla. Dar dacă tu insisti în prostie și nu vrei să te schimbi, știi, apare un mare semn de întrebare. Aia e toată chestia, știi? Eu vă salut pe toți, să nu spuneți că nu v-am salutat, da? Vă salut din punct de vedere al relației de colegialitate, că suntem șoferi de camion și că vrem sau că nu vrem, împărțim cam aceeași profesie, știi? Așa că măcar din perspectiva asta vă salut eu, ca să nu mai spuneți că faceți primul pas, da? Cei pe care am rupt legătura și nu vreau să mai discut despre ei, așa o să rămână, da? Deci unde am închis o ușă, este închisă, nu se mai deschide, este zidită, da? Și așa o să rămână. Nu vă creați iluzii pentru că vi le creați degeaba, da? Ați călcat pe bec, becul s-a spart. Vreți alt bec, luați-l din altă parte. Dar viața voastră poate continua fără mine, la fel cum continuă să apară materiale cu mine, știi? Viața voastră poate continua fără XYZ. Dacă sunteți inteligenți, capabili, responsabili, șoferi, profesioniști, dacă sunteți așa cum afirmați, faceți-vă materialele și lăsați prosteala. Dacă vreți să creșteți în abonați și vreți să faceți succes în YouTube și vreți să faceți monetizare pe canal și vreți să faceți bani, faceți-o, frate. Faceți-o pe muncă. Munciți, nu cerșiți promovare. Munciți, da? Munciți, că toți am muncit. 500, 1000, 2000, 5000 de abonați, 1000, 10000, la la la. Fiecare cât are. Fiecare și-a făcut pe burta lui, da? Munciți. Acesta este covrigul, că tot spuneți că e covrig. Îl țineți frumos, duceți-vă la muncă, postați de unde vă duceți, ce vreți voi, faceți-vă pe cârca voastră. Lăsați postările despre altcineva, lăsați atac la persoană, lăsați umilințe, pamfleturi și alea, că nu e frumos, da? Dacă nimeni nu are curaj să vă spună, vă spun eu, da? Nu, deci nu interpretați ca și cum mă bag unde se bagă musca, știi? Nu, frate, nu mă bag. Îmi spun părerea din afară, da? Nu e frumos. Nu e frumos. Fiecare dintre voi aveți familii, copii, da? Nu e frumos. Păstrați respect, da? Dacă nu vă place de o persoană, încercați să o respectați. Așa un cum e. Un interes major al meu a fost, este și va rămâne schimbarea mentalității tineretului din ziua de azi. De ce mi-am dorit acest lucru? De ce îmi doresc și îmi voi dori acest lucru? Să motivez cât mai mulți oameni să aleagă calea benefică fiecăruia în parte. De ce, de ce și de ce? Pentru că o societate se poate schimba într-un termen relativ lung. O mentalitate și o doctrină poate dispărea complet în urma două generații, trei generații de oameni. Așa că durează ceva timp, da? Cu toți am fost îndoctrinați de mentalitatea sovietică, socialistă, post-sovietică, post-socialistă, mă rog, cum vreți să o numiți. Istoria se repetă cu alți oameni. Dar aș vrea ca istoria să nu se repete, da? Ci să fie o schimbare, da? O schimbare în mai bine, fraților. Pentru că de asta suntem plecați. De asta suntem departe de casa noastră. Pentru că acasă nu se poate. Am încercat orice, orice, orice. Și am încercat atunci când a fost greu, da? Nu acum când cât de cât mai există o alternativă, cât de cât mai există o chestie, știi? Să-ți mai găsești un loc de muncă, ceva mai convenabil, să mai faci un moft,
că nu-ți place acolo, îți place acolo și îți place acolo. Deci n-au fost chestiile astea, frate. Au fost doar când găseai numai locuri de alea nasoale de muncă și cu bani puțin și cu alte lucruri, știi ce zic? Așa că ce vă sfătuiesc și ce îmi doresc de la voi, tinerii din ziua de azi, și în special cei care îmi vizionează materialele, apreciază ceea ce fac și sunt alături de mine atunci când am cea mai mare nevoie de ei, da? Eu vă spun în felul următor. Cea mai importantă decizie pe care trebuie să o luați în perioada adolescenței, da? În perioada când sunteți foarte, foarte tineri și încă nu sunteți trecuți prin viață, încă nu aveți experiență, sfatul meu este de natură profesională. Și sună în felul următor. Trebuie să alegeți întotdeauna cariera profesională. Trebuie să alegeți întotdeauna. M-a zăpăcit ăsta cu overspeed-ul, că n-am niciun overspeed, frate. Defect. Trebuie să alegeți întotdeauna cariera profesională. De ce vă spun acest lucru? Am schimbat foarte multe locuri de muncă, am schimbat multe țări, am văzut foarte mulți oameni, foarte multe locații, da, foarte multe locuri, am întâlnit fel și fel de mentalități, fel și fel de oameni, da. Așa că o linie trasă până acum, până la vârsta de 29 de ani, aproape 30 de ani, vreau să vă spun pe o greșeală care am făcut-o și o regret, este că nu am fost constant în ceea ce am făcut de la început, să mențin același drum și să merg pe același drum. Nu, nu am fost așa. Întotdeauna am schimbat domeniile ca să-mi fac experiență, întotdeauna am vrut mai mult, întotdeauna nu am fost mulțumit, întotdeauna am căutat o cale de mai bine. Da? Voi care sunteți pe băncile școlii, liceului, facultății, fiecare în ce postură se află, da? Ce avem? Vreau să știți că dacă voi vă alegeți un drum în viață în care aveți și o vocație pentru acel lucru, da? Continuați să luptați. Deci vă spun ca și un liber arbitru. Deci nu neapărat dacă vă petreceți prea mult timp la calculator, nu o să reușiți în viață. Nu neapărat dacă vă petreceți adolescența fumând și bând alcool și astea, nu veți ajunge să fiți oameni de succes. Nu, frate. Chestiile astea pot influența viața fiecăruia dintre voi, da? Mai devreme sau mai târziu, însă nu are nicio legătură cu succesul. Dacă voi vreți să aveți succes în viață și vreți să fiți niște oameni care veți fi întotdeauna fericiți pentru voi, fericiți pentru realizările pe care le-ați avut, da? Întotdeauna va trebui să alegeți calea profesională. Să aveți o vocație, să plecați pe așa ceva. Să investiți în voi, să vă documentați cât mai mult, să ajungeți să aveți un nivel de cunoștințe și un bagaj de informații întotdeauna alături de voi, ca să puteți face diferența între bine și rău, da? Trebuie să alegeți să munciți, chiar dacă veți începe pe un salariu mai mic sau pe un salariu care nu este conform cu așteptările voastre, totuși trebuie să începeți de undeva. Trebuie să vă formați. Trebuie să aveți o deprindere, să aveți o chestie. Trebuie de undeva, înțelegeți? Și nu se va putea face acest lucru dacă voi nu aveți nicio dorință. Dacă nu-ți dorești, nu vei avea. Dacă nu-ți dorești să ajungi undeva, nu vei ajunge nicăieri. Da? Dacă nu-ți dorești să faci o pasiune, o plăcere din lucrurile pe care ți le propui,
atunci nu vei reuși acest lucru, frate. Știi? Trebuie să știi pentru ce te duci la drum. Trebuie să știi pentru ce alegi un drum în viață. Trebuie să știi avantajele și dezavantajele. Trebuie să știi dacă este bine ceea ce faci sau este rău ceea ce faci. Da? Trebuie să faceți o diferență. Camionul care l-am trebuie să stau tot timpul cu ochii pe vitezometru, da? Pentru că mi se duce la overspeed și mă concentrez la ceea ce vreau să vă spun și în același timp mă concentrez și acolo și trebuie să stau cu ochii și pe ăsta, știi? Pe domnul tacograf. Trebuie să aveți un dialog cu voi, v-am mai spus, vă repet și vă voi repeta de fiecare dată când voi avea ocazia. Deci, credeți în voi, mergeți pe drumul vostru, vorbiți cu voi și doar cu voi despre lucrurile importante și personale din viața voastră. Aici am făcut o greșeală. Ah, nervează că trebuie să stau cu ochii pe toate alea, frate. Deci ca să vă imaginați cât de greu este câteodată, este și cald, trebuie să și vorbesc, să țin și o chestie motivațională, să țin și de volan, să mă și bag aici, să mă uit și pe tacograf, să nu mai îmi dea overspeed, că mi-au alte amenzi. Deci, nu neapărat să vă alegeți cariera de șofer, da? Nu neapărat să vă alegeți viața șoferului. Deci, nu neapărat. Alegeți-vă dacă aveți o pasiune, dacă vă place, dacă vă atrage acest lucru, da? Dacă nu vă atrage acest lucru, atunci axați-vă pe altceva, da? Dacă voi vreți să faceți YouTube și sunteți de mici, vreți să fiți YouTuber, să aveți bani, să faceți, să treceți, axați-vă pe YouTube, frate. Sunt mulți care au reușit și fără școală, și fără calificări, și fără documentații, și fără chestii. Sunt oameni care au fumat 3-4 pachete de țigări pe zi și au ajuns să aibă succes. Sunt oameni care au băut alcool și au stat numai pe cazinouri, cu baruri, bă, și au avut succes cumva. Asta nu înseamnă că voi trebuie să urmați acele exemple. Tocmai din cauza asta vă spun. Eu nu promovez alcoolul, da, tutunul, drogurile și chestiile astea. Vă evidențiez faptul că puteți avea succes și cu aceste lucruri și fără aceste lucruri. Bineînțeles că veți avea o proporție mai mare în care veți avea mai mult succes dacă renunțați la aceste lucruri, la aceste obiceiuri, la aceste tradiții prostești și neaducătoare de bine. Știi? Acum ține de voi ce vreți să faceți. Băi, frate, deci nici n-apăs bine pe această peda mirifică, mirobolantă, cum vreți voi să o numesc, și se duce acolo numai overspeed. Dar știi ce fac? M-am băgat aici că se bagă colegii după partea asta, știi? Și automat e și camionul acela, să-i las loc să bage și el. Vezi, m-am gândit și la binele lui. Da? Și aici revin pe bandă și trebuie să stau tot timpul înfrânat când cobor, de să nu-mi sară de 90 de km pe oră, respectiv 56 de mile pe oră. Da, colegi, mai am 39 de mile până ajung la locație. Am luat M1 roată și urmează să mă bag pe M62, care va fi în 2,8 mile. Deja mi-a dat ăsta de 2 ori overspeed pe ăla. Sper să n-am probleme să primesc amendă. Băi, deci o secundă, două secunde în asta cu ochii pe ăla și mi-a apărut bang, bang, overspeed. Știi? Ce overspeed, frate, că e limită 70 de mile la oră pe autostradă, nu înțeleg. De ce overspeed? Ce, camioanele că sunt limitate, că dacă pe autostradă e nu știu ce limită de viteză, trebuie să fie nu știu ce limită de viteză pentru camioane sau cum? Amă, frate, eu am văzut oameni care au trecut cu 65-70 cu camionul pe lângă poliție, pe lângă camere și n-am văzut pe nimeni, frate, să-și ia nicio amendă, știi? Să fie oprit sau ceva, n-am văzut pe nimeni.
Poate așa sunt astea făcute. Dacă DAF sunt olandeze, poate sunt mai mult făcute pentru Europa, mă gândesc. Așa, nu mai picura, nu mai ploua, că mi-ai făcut capul calendar, dragă ștergător, sau mai bine zis, chinuitor. Da, colegi, am mai avansat un pic. Momentan sunt pe autostrada M62. Mergem spre direcția Manchester și voi lua ieșirea către Oldham, Oldham Rochdale, care va fi undeva la 26 de mile, 25-26 de mile. Pentru că de la ieșirea de acolo mai este ceva de mers până la locație. Navigația îmi spune undeva la 38 de minute. Spune că ajung la 2.31, de fapt e 1.31. Așa că de acolo colegul mă va duce înapoi în garaj. Zic că ajungem pe la 2. Trebuie să-mi fac și eu pauza. Bam bam, pe la 2.45. Nu știu dacă și azi va fi la fel de lejer cum a fost și ieri, da? În care bam 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 a trecut ziua. Să vedem, eu sper să mai îndea ceva camioane să le conduc. Deci eu, pe lângă faptul că îmi fac serviciul și timpul trece și câștig o sumă de bani, da? Deci pe lângă treaba asta, că vedeți că țin volanul în mână, stau pe scaun și merg, este o muncă, frate, o responsabilitate în care eu îmi pun toate cunoștințele mele, tot ce am învățat, toată experiența pe care am dobândit-o, ca acest camion să ajungă în siguranță la destinație, să fie livrat la client, da? Clientul să fie mulțumit, toată lumea să fie fericită și cu zâmbetul pe buze. Deci, aici este o mică remarcă, nu judecați șoferul de camion. Deci nu judecați acest element important dintr-o societate modernă, care este șoferul de camion. Deci nici nu mai știu să vorbesc corect, frate, că sunt atent aici la drum. Șoferul de camion sau șoferul pe camion. Alegeți voi ce vă place, cum vă place să formulați. Ideea este că eu am formulat în mult mai multe lucruri, astfel încât să fie pe înțelesul tuturor. Aici, referitor la motivația tinerilor și la găsirea unui loc de muncă și a face carieră în acel loc de muncă, a face carieră profesională și de a axa pe un domeniu și de a profesa în acel domeniu, aici mai vine altă chestie. Frate, statul român a luat o grămadă de bani de la Uniunea Europeană. Eu nu văd nicio realizare. Mă rog, nu o văd de aici, de din afară, dar dacă îmi iau bilet și vin în țară, mare lucru nu o să fie. De la suma de bani care s-a încasat de la Uniunea Europeană, de la fondurile imense de bani, bă, frate, Uniunea Europeană ți-a dat cu o mână, ți-a luat cu 10, asta e partea a doua. Dar de ce este o lipsă a oamenilor de la locul de muncă? De ce acești oameni preferă să plece în alte țări, precum Anglia, Germania, Elveția, Italia, Spania, America, Canada și așa mai departe? De ce acești oameni aleg să plece în aceste țări? Este vorba de salariu, de condițiile de viață, de trai, condițiile de muncă, locurile de muncă, joburile respective, da? Pentru că aici se rezumă tot. Dacă ai un job, un loc de muncă, de acolo vine tot, știi? De acolo vine toată fericirea, toată plăcerea. Mă rog. Dacă ați luat o grămadă de bani de la Uniunea Europeană, dar voi, în loc să îi reinvestiți în economie, da? În loc să îi reinvestiți în deschiderea unor parcuri industriale, în deschiderea unor magazine care să promoveze tot ceea ce se produce intern, da? Tot ceea ce se produce în interiorul statului român, da? Dacă nu ați mărit relațiile cu vecinii noștri, da? Astfel încât să fie bine pentru toată lumea. Dacă ați considerat că trebuie să vă bateți cu pumnii în piept, ia uite-l colegul. M-a oprit de urgență. Văzut?
Bine că n-a picat nimic. Și dacă este această lipsă a locurilor de muncă, omul nu se poate specializa în ceva, frate. Adică, uite, cel mai bun exemplu sunt eu, da? În ceea ce vă spun acum. Pentru că vă spun exact așa cum este adevărat, vă spun exact așa cum trebuie și așa cum trebuie să înțelegeți, da? Eu, până să-mi termin facultatea, da? Până să fie, mamă, ia să lua la scandal, nu știu ce, cred că au pățit vreun accident. Deci până să ajung la absolvirea facultății, diplomei de facultate, proiectului de licență și așa mai departe, da? Până să obțin licență în științe economice, management, da? Până să fac acest lucru, eu am fost și am lucrat în diferite locuri de muncă, mi-am făcut o experiență. Dar a fost ceva mai mult temporar, pentru că a trebuit să vin în Anglia, am muncit cu banii de acolo, vreau să-mi fac altceva, nu a fost să fie. În cele din urmă, dacă nu mi-am găsit loc de muncă așa cum am vrut eu în economie, pentru că am terminat management și nu neapărat mă așteptam să mă angajeze pe mine manager și undeva sus, că nu te pune nimeni manager și director dacă tu nu ai niciun pic de experiență pe locul respectiv de muncă, pe postul respectiv, știi? Dar ideea este că mă bucură pe de-o parte faptul că văd foarte mulți tineri cu locuri mult mai bune de muncă decât am avut eu și oamenii din aceeași generație cu mine, da? Mă bucur acest fapt, dar îmi displace faptul că în loc să se investească bani, să creeze noi locuri de muncă, să existe un produs intern brut mai mare, astfel încât economia să crească, astfel încât prețurile produselor noastre să fie mult mai accesibile, să nu mai fie nevoie să mai importăm în țara noastră, să ne consumăm produsele noastre naturale, bune, sănătoase, da? Să avem cultura noastră, să fim un pic mai conservatori cu religia noastră, cultura noastră, mâncarea noastră, obiceiurile noastre, tradițiile noastre, să fim un pic mai protecționiști, să fim un pic mai prieteni cu noi, știi? Și vă dați seama că dacă nici mediul de afaceri, dacă nici mediul economic, dacă nici spațiul unde se desfășoară cererea și oferta dintre o economie de piață, da, într-o țară democratică, dacă tot se afirmă acest lucru, că e democrație, că e nu știu cum, că e nu știu cum. Bă, frate, dacă tot există aceste lucruri, de ce nu faceți ceva pentru oameni în general, pentru români, chiar dacă suntem plecați sau nu? Că la un moment dat toată lumea va dori să vină acasă. De ce în loc să investiți banii așa cum trebuie și fiecare să aibă un beneficiu din acei bani, de ce îi băgați numai în burțile voastre, numai în casele voastre, numai în palate și în care mai de care? De ce? Și vă spun eu, aici faceți o corelare a mentalității și o să înțelegeți exact de ce România este în starea care este, frate. Și noi care am plecat, am plecat dintr-un motiv, da? N-am plecat așa de proști, nu? Și numai de la chestia asta, cel mai, vrei să fii cel mai, nu mai e nimeni ca tine, tu ești cel mai bun, cel mai frumos, cel mai. Băi, eu n-am auzit, bă, frate, neamț, german, da? Că am cunoscut și eu câțiva. Bă, chiar dacă au o gândire de asta de superioritate sau ceva, dar nu ți-o spune, frate, că el e cel mai bun. N-am auzit un englez, chiar dacă ăștia sunt mândri de când îi naște, de când îi scoate la maternitate, da? Chiar dacă ăștia sunt mândri de ei, că au și de ce să fie mândri, frate, că au împărățit toată lumea asta. Dar n-o să-i auzi că vine la tine să spună: frate, eu am cei mai șmecheri ochelari, frate, eu am cea mai șmecheră cameră, că eu fac ceva, o fac o nevoie pe camera ta. N-o să auzi să spună ceva de genul, da? N-o să auzi să spună: frate, păi tu ce ești, șofer pe camion de gunoi? A, păi ești un nimic, frate, ești un sărac, ești nu știu cum. Deci, n-o să auziți chestiile astea de la popoare cu o mentalitate așa cum ar trebui să fie acea mentalitate, o mentalitate solidă, constructivă, o mentalitate care imprimă dezvoltarea
ca individ și ca societate, pentru că și societatea este formată din indivizi, nu? Despre asta vorbim, da? Prietene, bagă-te, că n-ai cum să-l depășești pe ăla. În fine. Și de la mentalitatea asta, frate, care mai de care să fie mai superior cuiva. Deci, dacă românii și România are următoarele două principii fundamentale, a spune, da? Dacă schimbă ceva în aceste două principii în bine și se așează acolo unde trebuie să se așeze, în modestie, totul va fi bun și frumos. Ascultați ce vă spun. Eu, un nimic, sau eu, un sărac, sărăcia, prostul satului și așa mai departe. E, eu ăsta care mă considerați că sunt așa, eu vă spun următoarele lucruri, da? Dacă există principiul egalității între semeni, da? Și nu mai există care mai de care să fie mai superior cuiva, să arate că e mai bun, să facă, să dreagă, să se manifeste în toate felurile din pădure și din sălbăticie. Credeți-mă, am fost la grădina zoologică și am făcut-o într-un mod civilizat. Am luat bilet, am vizitat, am donat niște bani, da? A fost ok, mi-am făcut niște poze cu acele animale sălbatice, da? Într-un final, până și animalele alea sălbatice au devenit domestice. Pentru că au acceptat, frate, au acceptat că trebuie să stea acolo unde, este, unde le este loc. Înțelegeți ce vă spun? E mai greu cu omul, în general. Și dacă există principiul egalității între semeni, da? Și principiul modestiei, da? Aceste două lucruri, bă, frate, dacă vrei să fii superior și dacă vrei să arăți că ești bun, demonstrează prin realizările tale, frate. Demonstrează prin ceea ce știi să faci, nu prin ceea ce dai din cioc. Pentru că dacă iau și un copil de la creșă, de la grădiniță, păi crede-mă că e mai educat și mai cizelat decât mulți. Și vorbește atunci când trebuie, când este întrebat și se răspunde la fel. Și se vorbește frumos. Da? Chiar și un copil de la mic, eu cred că va fi mult mai capabil decât multe primate, să le spunem, pentru că încă n-au ajuns la un stadiu de dezvoltare astfel încât să conștientizeze diferența dintre inteligență și prostie, da? Totuși, repet, îți trebuie puțină inteligență să-ți dai seama că ești prost. Dar dacă tot continui să nu-ți dai seama că ești prost, da? Atunci înseamnă că ești prost. Și totuși, m-am născut la oraș, frate, nu la sat. Și deși consider că am avut parte de o educație mult mai bună decât ai avut tu, consider că deși am avut parte de multe experiențe în viață pe care tu, nici dacă, nu știu cum să spun, nu cred că le-ai avut în viața ta și poate nici eu nu le-am avut pe ale tale, dacă ai avut realizări în viața asta. Dar ideea este că dacă vrei să fii superior față de persoana mea, nu o să ai cum să fii, frate. Înțelegi? Și totuși spun frate, pentru că în acel buletin al tău scrie România, fără niciun merit. Înțelegi? Dar în altă ordine de idei, nu știu dacă te-aș mai putea numi frate, n-am cum. Așa că ignoră ce am zis cu frate, frăție și astea, le atribui celor care merită, știi? Și, în general, consider că decât cei care merită sunt acei oameni așezați și acei oameni care sunt modești. Ți-am spus, v-am spus, repet pentru toată lumea, cine nu a înțeles, nu există superioritate, nu există mai bun, toți suntem egali, da? Nu contează cine, ce, cum, câți ani are, câți nu știu ce, toți suntem egali. Vorbim la per tu, vorbim, ne respectăm fiecare, da? Și cam asta e. Avem o limită de viteză în care eu am încălcat-o momentan.
tot se duce asta. Avem un trailer abandonat acolo care e pe post de reclamă și aceste două trailere, încă unul acolo 3, încă unul 4, 5, 6. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa, 40. Toată lumea e 40, eu îi dau cu 60. V-am mai arătat eu aici, am fost mai demult când eram cu camionul acela MAN, știi? Un lac, un baraj frumos, cu dealuri. Știți cu ce se aseamnă aici? Mai mult ca, mai mult cu peisajele din Norvegia, țările alea pe acolo, știi, unde există fiorduri, da? Dar aici în Anglia nu se mai numește fiord, se numește ford. Înseamnă același lucru, practic e diferență decât de o literă, știi? Dar și acești oameni sunt urmașii acelor vikingi, mai mult sau mai puțin. Știi? Mai am 14 mile până ajung la locație. Colegul m-a sunat. Foarte frumos a vorbit, zice: Robert, îți dau un telefon, scuză-mă că te deranjez, vreau să știu decât dacă ești bine, e tot ok, că eu am ajuns la destinație. El conduce acea dubă de 9 locuri, vă dați seama că i-a dat pe aici cu 70 ca popa. Și pe toată autostrada, a plecat și înaintea mea și oricum eu a trebuit să opresc să alimentez. Așa că a ajuns înaintea mea. Și îi zic, nicio problemă, mai am o jumătate de oră, tot ok. Decât că trebuie să reduc viteza, că sunt vânturi puternice, da? Și am și ceva trafic. Și probabil va fi ceva trafic după ce iau ieșirea, să mă duc spre locație. Și ce, nicio problemă, hai că mă duc pe la McDonald's să-mi iau ceva să mănânc și până vii tu, stau frumos, mă relaxez, bag o țigară, o cafea. Zic, da, frățioare, ia-ți timpul care l-ai la dispoziție, fă ceea ce vrei tu să faci și ne vedem cu bine când ajung la locație. Oricum va trebui să ajung, să pun kilometri, milele cu tare, va trebui să dau o tură sau chiar două a camionului, da? Să văd exact ce defecte are, unde are, pe unde e atins, pe unde e cioplit, pe unde e, în toate felurile. Deci vedeți cum dansează colegul, vă dați seama ce puternic este vântul. Ăla din fața lui se bagă în prea scurt, este greșit. Da, și cam asta ar fi. Deci primul transport a fost să mă duc să-l iau pe coleg, al doilea transport a fost să, după ce am luat colegul, să duc să facem schimb, el să vină înapoi cu 9 locuri, iar eu se iau 26 de tone, deci a fost al treilea transport. Bam. Al patrulea transport de aici în garaj. Probabil va mai fi un job ceva. Să vedem ce va mai urma. În cazul în care nu mai am camion și astea, cam ăsta ar fi materialul, dar azi oricum e cam lung, totuși. Eu am avut de spus ce am avut de spus. Sper să fie de înțeles și exact așa cum trebuie să se înțeleagă. Fiecare să rămână acolo în banca lui frumos, da? Și doresc tuturor toate cele bune și numai bine vă dorește băiatul, da? Să aveți parte de ceea ce meritați fiecare în parte. Pentru că de-aia și avem sărbătorile cu Moș Nicolae. Moș Nicolae aduce fiecăruia în parte ceea ce merită, știi? Și Moș Crăciun la fel. Moș Crăciun s-ar putea să fie mult mai darnic. S-ar putea să fie mult mai darnic și mult mai surprinzător. Așa că băiatul vă dorește toate cele bune. Stați frumos acolo, parcați, cizelați, civilizați și șapte reguli sau 10 reguli sau 100 de reguli de bun simț, fiecare câte are în parte, aplicați-le că este mai bine. Deci, fără bam, 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 maca, maca, că degeaba e. Este deprisos, așa cum spunea o personalitate celebră. Așa că
Mulțumesc frumos, toate cele bune, rămâneți cu bine și...